în clipa în care, neștiutor, doream să mă confrunt cu neștiut. Aflu ciudățenii în casa ta, lucruri care mă sperie și al căror înțeles îmi e obscur. Cum ai fi aici dacă nu ți-ar porunci legea ta să fii aici? Tată, mă copleșește sentimentul unei slăbiciuni de moarte. Bați-mi retragere. Nu te poți sustrage legii tale. Cum să mă sustrag unui lucru pe care îl ignor, la care nu poți să ajung nici cu sentimentul, nici cu presimțirea? Minți, nu știi că ai recunoscut însuți ce înseamnă dacă cea mea te iubește? Ai dreptate. Mi s-a năzărit un gând nesigur și îndoielnic, dar l-am uitat din nou. Nu l-ai uitat. Ardea adânc înăuntrul tău. Ești laș sau nu poți deosebi în suficientă măsură acest gând de tine însuți, așa că ai vrut să ți-l revendici? Gândul bătea prea departe și eu mă tem de ideile care zboară departe. Sunt primejdioase, căci eu sunt om și știi cât de mult s-au obișnuit oamenii să-și considere gândurile ca pe proprietatea lor cea mai intimă, încât în cele din urmă ajung să se confunde. Vrei să te confunzi din cauza asta cu un pom sau cu un animal, fiindcă îi privești și fiindcă există cu tine într-una și aceeași lume? Trebuie să fii tot una cu gândurile tale, fiindcă existi în lumea gândurilor tale, dar gândurile tale sunt tot atât de mult în afara sinelui tău, precum sunt pomii și animalele în afara corpului tău. Înțeleg. Lumea gândurilor mele a fost pentru mine mai mult cuvânt decât lume. Gândeam despre lumea gândurilor mele, ea sunt eu. Spui lumii oamenilor și oricărei ființe din afara ta, tu ești eu? Am intrat în casa ta, tată, cu spaima unui școlar. Tu însă m-ai învățat o înțelepciune tămăduitoare. Pot să-mi consider gândurile ca fiind și în afara mea însă. Asta mă ajută să mă reîntorc la acea concluzie înspăimântătoare pe care limba mea se sfiește să o stească. Anume, mă gândeam că Salomea mă iubește fiindcă semăn cu Ioan sau cu tine. Acest gând mi s-a părut neverosimil. De aceea m-am lepădat de el și m-am gândit că mă iubește tocmai fiindcă sunt opus. Că iubește stricăciunea ei de stricăciunea mea. Acest gând a fost nimicitor. Ilie tace.